Sindicaliștii din poliție au mari așteptări de la prima femeie ministru al afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, în ceea ce privește dialogul privind statutul polițistului în România, care, în opinia sindicatelor, trebuie schimbat în totalitate din cauza neconstituționalității a numeroase articole. Întotdeauna am avut așteptări mari de la toți miniștrii, de la doamna ministru, deocamdată să vedem când a depus jurământul. Sperăm, noi trebuie să fim optimiști, sperăm să fie mai bine pentru polițiști. Avem în derulare multe proiecte, n-am reușit să le realizăm cu ceilalți miniștri, poate le vom realiza cu doamna ministru. N-aveți nicio problemă faptul că este femeie? Nu, absolut, nicio problemă, nu. Așa, dar care ar fi proiectele pe care... Vreau să schimbăm statutul polițistului neapărat. Neapărat vreau să schimbăm statutul polițistului pentru că foarte multe articole, ați văzut și dumneavoastră, din statut au fost declarate neconstituționale și decât să-l schimbăm așa pe bucăți, doar prin decizii ale curții, mai bine îl schimbăm totodată și îl facem mai bun pentru polițiști. Dar care ar fi acele articole neconstituționale? Au fost declarate câteva, mai sunt, să știți că în ansamblu, dacă luăm acum și discutăm, sunt foarte multe articole. Au fost declarate neconstituționale cerere privind raportul de serviciu ale polițiștilor, mutările, delegările și așa mai departe. Au fost printr-o ordonanță de urgență venită iarăși, nu spre beneficiul polițiștilor, pentru că ordonanța a fost făcută rău, a fost făcută prost pentru polițiști și pentru că liderii federațiilor sindicale de poliție și mai că au pachizat într-un fel ca angajatorul. Sperăm să o sensibilizăm pe doamna ministru, să participăm cât mai mult la negocieri, să stea cât mai mult de vorbă cu sindicaliști din poliție, pentru că noi cunoaștem cele mai bine probleme polițiștilor. Și asta trebuie să fim mai ultime. Sindicatul agenților de poliție Neamț are 70 de membri, în general agenți de poliție, structură în curs de afiliere la Sindicatul Polițiștilor Europeni, SIND Europol, al cărui președinte este nemțeanul Cosmin Andreica.